Alexandru Muraru, deputat PNL, spunea zilele trecute că e timpul ca un partid extremist, citez, să fie scos în afara legii. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații? Eu nu aș fi de acord cu colegul meu atâta timp cât partidul AUR a câștigat 13%. Eu mă mai uit și pe canalele media. Au foarte mulți urmăritori, au foarte mulți simpatizanți. Nu știu dacă, adică dacă cumva este în contra doctrinei partidului meu sau dacă este cumva împotriva partidului meu, trebuie scoși afară. Atât timp cât păstrează o limită de decență și o limită de a instiga la ură, deci fără să instige la ură sau fără să facă separare, ăștia sunt cu noi cu AUR, suntem buni, vrem să salvăm țara, celelalte partide sunt, și am văzut și îmi pare rău doamna Diana Șoșoacă să spună că cei de la PSD sunt animale de canalizare sau tot, nu pot să le spun numele. Nu este normal. Nu este normal să instigăm la ură. Putem spune că cutare politicianul și-a făcut treaba. Putem spune că cutare grup de politicieni au votat împotriva poporului. Dar să-i faci pe toți hoți, să-i faci pe toți criminali, să-i faci pe toți, nu este ok. Deci aici ar trebui să avem o limită ca cetățeni. Nu ca parlamentari, nu ca orice. O limită. Dom'le, dacă n-am dovezi, eu nu pot să spun de tine că ești o scursură a societății sau să vorbesc urât cumva, să instig la ură, pentru că ne trezim azi mâine că cineva a crezut-o pe doamna Diana sau l-a crezut pe Simeon sau l-a crezut pe Matieș că X este un criminal și să-i dea cu piatra în cap. Că așa mi-a spus Matieș sau Simeon sau Diana, că ăla e un criminal și ăla trebuie să scap țara de el. Nu, e prea mult. Eu zic că e prea mult un pic.